Voi vedeți cum era focasa, da? Ceci? Ceci? Mănâncă cutia asta. O bucăți! Mâncă-o! Cât e cu băi! Ui, 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 ce puțin. Focalizăm. Ceci? 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 Ioi! A doua! Ce faci, șeful? Bine ai venit pe canalul meu! Astăzi am să... Nu știu ce am să... Bine ați venit la șeful, în primul rând, nu am trepied mai înalt de atâta și trepiedul ăsta e un scaun, deci va trebui să stau ca un handicapat. Și Găbițul este plecat să ia pizdă, n-am nicio idee unde e plecat, măcar nu știu cum vedeți, pentru că camera aia nu focusează. Am o cameră din 2005 și n-are autofocus, în fine, Găbițul e plecat să ia pizdă, iar în timpul ăsta eu am primit un colet și va trebui să mă prefac mi-l arunc singur, așa că prinde-l! L-am prins! Chestia asta am primit-o la ușă, da, prin curier, în fine, am primit-o. Nu știu ce e în ea, pentru că în pizda măsii nu scrie nimica. Și m-am gândit că m-a interesat ar fi să-l filmez în timp ce îl torturez pe acest mic băiețel. În cazul în care e un mic băiețel în această cutie. În cazul în care nu este un mic băiețel în această cutie și nu știu dacă mă auziți, pentru că nu știu dacă are camera microfon, îl vom omorâ probabil. Dar, mai țineți minte video-ul ăla cu cuțitul de 1000 de pule? Te rog, spune că ai dat drumul la filmare de data asta. Asta e ca ăla, numai că în loc de cuțitul cu 1000 de pule o să avem mai multe lucruri, inclusiv această cutie, care vreau să o deschid, să văd ce e înăuntru, pentru că sunt curios. Până la final, probabil ce e înăuntru nu va mai rezista oricum, dar... Tocmai am amintit că sunt adoptat. Mai exact cu ce vom încerca astăzi să deschidem această cutie magică, să vedem ce este înăuntru. Și sunt foarte curios să-mi dau și o seama ce pizda măsii e acolo. Să sperăm că nu-s bombe sau ceva, pentru că dacă sunt, probabil nu vor rezista la... Asta este primul cel mai folosit lucru de a deschide aceste magice cutii, pe lângă, să spunem, foarfecă. Dar de ce să folosim noi cuțite și foarfeci când putem folosi cele mai retardate chestii? În primul rând putem folosi un șlap frumos, calitatea Dolce Cabana. Mai avem... Stai așa, ăsta, adică ăsta știu că taie foarte bine, pe vremea războiului îl foloseai ca să ți repar rănile în pizda pulii, ăsta. Ăsta știu că e foarte bun, e un pic stricat, prefaceți-vă că nu e. E bun pe partea asta, e bine. Ăsta de la blender, știi, știu că... Vă prindeți, voi în pula mea! Asta e din familia ăluia, chestia asta care făceam eu conserve când primeam pentru că muream de foame. Avem badaranguri, de la Batman. Mă întreb dacă intră acum în ceapa asta, sau de fapt în... Ați văzut cât damage am dat? Mai avem desfăcător de buci, nu mai știu exact cum se numește. Pot să tir bușonez acum această ceapă. În pizda pulii, Dumnezeu fie cu tine. Așa. Vedeți, funcționează, e foarte util. Telul este cel mai util dintre toate. Rezolv toate problemele, ok? Cu ăsta aproape am rezolvat și testul la mate. Cu ăsta am trecut probele la sport. Cu ăsta la naștere m-am născut. Probabil de asta așa de handicapat. Lingurița de asemenea, lingurița este foarte șmecheră. În cazul în care nu merge cu lingurița, luăm linguroiul mare, adică po... Băgăm ea și pula. Da, capsatorul, să capsăm la loc toate problemele în viață. Deci dacă aveți probleme în viață, luați un capsator. Nu știu dacă l-ați văzut cum l-am pus aici, foarte sexy. Și pistolul de foc din episodul trecut, ăla cu căcat. Era să-i dau drumul acum să murim toți. Și trebuie să iau lingurița de pe jos, pentru că... Dacă aș putea... O vedeți? N-o vedeți? E acolo, credeți-mă pe cuvânt. Uitați-vă la ea. Uită-te la ea. Nu, cum bine puteți vedea, asta e cutia magică, frumoasă. Băgăm ea și... Plania. Să încercăm cu bine cunoscutul căcat, care nu știu cum se numește. Vom încerca să-i dăm o gaură finuță, adică trebuie să fiți gentili, trebuie să-l mângâiați ușor. În cazul în care n-a mers, cum n-a mers acum, trebuie să-l înjunghiați frumos în gură. Uite, încet, gura mare și cam asta e tot ce pot să... După cum puteți bine vedea, aici avem o... Uh,
După cum bine puteți vedea, aici aveam o ceapă și s-a cam crăpat-o pica. Bun, aș pune ceapă. Vedeți? Niciodată nu luați ceapă de proastă calitate, pentru că se poate întâmpla așa ceva, să se crape în timp ce vreți să deschideți propriul vostru colet. Și asta e un lucru acceptabil. După cum bine știți, avem bine cunoscutul cartof și după cum puteți iarăși bine. Băgăm ia pula. Ok, merge să-l înjunghi. Stai mă. Mă jur că merge să-l. Vedeți? Găurica aproape. Stai mă pe loc, nu mișca. Mă bugă așa pula. Acum puteți vedea foarte bine că pot să înjunghi. Dar acum cutia noastră este mult mai dotată, putem spune așa, ha-ha, glume noi. Ceva ce am mai folosit până acum să desfac cutii, și anume șlapul. Șlapul este foarte des întâlnit în gospodările, era să zic dumneavoastră, în fine, în casa ta, în pula mea, poți să dai cu papucul fix aici, îi dai bine de tot, și în caz că ai dat la copii pășale până acum și lumăta, când spunea să-ți faci temele, uite așa, vezi, îi dai foarte bine pe mijloc. Și în scurt timp se va crăpa și după aia o să trească să, în fine, sun la spital și să spui că a căzut pe scări. Bine, asta e doar peste pulă, pentru că văd că e destul de solid și... Bun, n-ai vrut, ai? Dacă nu vrei cu asta... Păi vedeți că mi s-a rupt castravetele când am vrut să-l lovesc. Asta e mâna domnului. Vom încerca și această armă foarte periculoasă. Vom încerca pe partea aceasta, pentru că aici este scotch. Și vă voi arăta că cu ăsta puteți tăia și pâinea, mă, uite. Vedeți? Deja i-am dat gaură. Cubul e de vină că e stricat, dacă avea bucățica asta care lipsește aici, bă, mi-aș pula în ea. Când v-ați născut, v-ați născut cu asta. Uite, vă voi dovedi cum se folosește. În primul rând, v-ați gândit probabil că ar trebui să îl amețesc mai înainte ca să nu știe de unde dau, așa că îi puți vreo două și după aia acum când nu se așteaptă, îl înjunghi. Vedeți? Vedeți că i-am dat deja gaură, așa. Va trebui după aia gen să îl opriți și ca să îl opriți îi dați foc un pic, adică gen să îl încălziți astfel încât să nu simtă durerea, știi? E ca un fel de anestezic, poți să-i desenezi o față în flăcări, ce frumos arată. Uite, vedeți? Acum e față în flăcări. Zici că zice kill me please. Sunt singurul care vede fața aia super mega creepy. Acum pistolul în sine greu se mai oprește, dar cutia este foarte... Voi vedeți că mi-era foc casa, da? Acum, nu știu cum să sting asta. Eu am încercat. Cam așa se întâmplă în est, vest, stânga, dreapta. Ce pizda mă s-am făcut aici? Dar vedeți că cutia încă este intactă și nu vrea să se dezopună, să vedem ce e înăuntru, ok? Pentru că nu vrea asta, va trebui să... Ai de pula mea ce arde. Tocmai m-am ars, aproape sunt pe moarte. Va trebui să merg un pic la... Vreau să opresc căcatul ăla de acolo. Vreau să merg la spital. Adică mami! Acum, pentru că partea aia de cutie nu știu cât de mult a putut rezista. Adică nu știu cât de bine a putut rezista. Pistolul a funcționat destul de bine. Avem un aproape câștigător, dar totuși n-a reușit încă să deschidă cutia. Așa că pui mâna pe el frumos, că nu se așteaptă, îl gâdi-l pe la ceapă și după aia îl înjunghi. O mângâiați frumos după, vă prefaceți că ați iubit-o. Te-am iubit, dar de fapt iubesc ce e înăuntrul tău. Și vreau să ajung o dată să deschid cutia. Și ca să înțelegeți cum se folosește polonicul, se introduce în rana pacientului, se învârte și apoi se trage. Dar dacă nici polonicul nu merge, care e o lingură mare, practic folosiți lingura mică și loviți încet. Îl mângâiați cu ea pe ceafă. Pare înjunghiați, bă, că mi-aș pula în el. Bazarangul este o soluție destul de frumoasă în cazul în care va trebui să vă scrijăliți numele ca să știe poliția pe cine ați omorât. Bun, după cum vedeți, cutia încă rezistă. După ce am gâtilat-o frumos cu ăsta pe la ceafă, va trebui să încercăm să o facem mai rezistentă, așa că... Și acum cutia în acest punct este destul de
am mișcat camera, distrusă din punctul meu de vedere, alții ar putea spune că este destul de solidă încă. Așa că mai dai un pic cu foarfeca aici, gen, ca la evrei când vrei să le tai coaiele ca să fii sigur că nu se fut în camp, îi tăiați penisul și acum nu se mai poate face nimic cu ea. Puteți crede că puteți vedea în cutie, dar de fapt nu puteți vedea în cutie. Acum că bine puteți vedea această cutie în această stare extrem de... ați putea spune distrusă, dar mie mi se pare chiar destul de bună. Dar trebuie să o cântărim să vedem, să vedem câte kilograme are. În orice clipă... My little pony... Spune-ți ultimele cuvinte! Dacă asta nu-l va rezolva, eu nu știu ce-l va rezolva. Aproape e deschis, acum va trebui să încercăm ceva mai nou, pentru că aparent nu vrea să se ducă cu pizda pulii. Haide, nu te împotrivi. Ia, ce scârbă o să-i semna pula. Eu. Acum, vedeți, aproape e deschis, încă puțin, ok? Nu știu de ce sună a Valhalla aici, dar sună. Acum hai să-l luăm. Ioi de capul meu. Bă, dar rezistente, de pe am crăpat-o, bă! Acum, după cum bine puteți vedea, aproape, adică gen, dacă mă chinuie un pic, pot o desfac, să văd ce e înăuntru și o vom pune frumos, elegant pe jos, fără să distrugem probele. Hai să mutăm camera mai un pic așa. Acum putem împreună deschide, elucida misterul. Vom deschide cutia la 3 deci fiți atenți, ca la final de episod cu 1, 2, 3 Alpha King Out. Nu, acum e 1, 2, 3, deschidem pizdele la vecine. Ok, 1, 2, 3. Ce scârboasă ești, îmi bag pula în WC-ul, mă. Minune, dar vai ce este în această cutie. Este cumva șapca cu rechi și tricoul cu... cine pula mea e ăsta? Nu, bă, bune, cine pula mea e ăsta? Ca să înțelegeți, am primit chestiile astea aparent de la Letrico și da, n-am ce să spun mai mult. Bă, mirosul de WC o face așa specială. Și înainte ca să fac auto-ul meu magic, o să mă schimb în niște haine sexy, adică știți, adică am primit acum niște. Vă prindeți voi, chiar așa trebuie să vă explică fiecare dată. Să ne schimb, bă! Nu e fix la ce mă așteptam, dar o mai încerca o dată. Acum, serios, vorbim, mulțumesc foarte mult că v-ați uitat pe la căcaturile astea, că le mai fac eu din când în când. O poveste mai tristă o să apară în curând pe canal. Nu e a mea. Exemplifică mai exact de ce am început să postez mai des, între ghilimele, chiar la campacu. Pe scurt, v-am întrebat pe pagina de Facebook, intrați pe era că n-ați intrat, pentru că sigur ați intrat. Te miros că n-ai intrat și de like, ok? Mai exact v-am întrebat de ce să postez mai des, dați-mi un răspuns bun și dacă îmi dați o să fac. Și aparent ceva mi-a dat un răspuns foarte, foarte, foarte trist, dar bun. Și am început să postez. Mai des. Are legătură cu tăieturi, darea și chestii. Mulțumesc foarte mult de like-uri. Dacă vreți să dați, dați. Dacă nu, asta e să mai întâmplă. Subscribe dacă vreți să faceți parte din regiunea. Și cu chestia aia cu tricou, dar nu știu unde am teleportat. Nu știu dacă ați mai văzut YouTuber care să stere fiecare dată la cameră. Mai mult înduit decât drept. În porn, my friend. În fucking porn. Dar mapa asta include desene. Include desene care le-am primit în Euphoria Sud vara trecută când am fost. Le-am păstrat. Dacă cei care mi le-au dat încă se mai uită la mine, deși nu știu ce ați face eu, le-am păstrat. Ce am spus că o să le arăt într-un video, au durat cam un an, dar până la urmă o să le arăt. E ca un fel de fanmail, mesajel. Bună, Alpaca, eu sunt Alexandra, Alex, Aleșuța, Ale, nu vă mai puneți numele astea. Te urmăresc de foarte mult timp pe YouTube, adică mă refer, adică nu sunt ok, am înțeles. Și îmi plac foarte mult, mult, a scris foarte cu doi ful, videourile tale. A scris videourile corect, a scris corect? Videourile se scrie cu videouri liniuțele. Habar n-am, dar numărul meu de telefon este... nu o să dau numărul de telefon. Nu vă mai puneți numele de telefon. Și astea sunt desenele făcute de pulălăi care mi le-au dat într-o mapă de ori, ceea ce e frumos. O alpaca aici, o altă alpaca aici, o altă alpaca. Și vai ce minune, mă întreb dacă următoarea este tot o alpaca. Este o alpaca. Numărul de telefon o să îl postez pentru mai încolo.
Acum observ. În pachet era un bilețel. De ce scrie cu drag pentru Găbițu? Dă-o mă, măsta de treabă. Mă rog să-mi tai șovenele și poate o să portez și mai des așa. Sunt acasă! Ai venit acasă! Ia uite ce minune! Auzi? Ai un pachet! Pachet furut dacă ți-am...